Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Pacea lui Hristos aș vrea să locuiască în inimile noastre și în această dupămasă, în locul acesta, și în inimile tuturor celor ce caută împărăția lui Dumnezeu și aleargă pe calea Domnului pentru a slăvi numele, pentru a aștepta sfânta și preacurata naștere, o naștere sfântă, o naștere dumnezeiască, o naștere unică pe pământul acesta. Cred că această pace o caută în special oamenii care duc lipsa păcii, oamenii care caută sănătatea, oamenii care caută ceea ce au pierdut, ceea ce nu au. De multe ori oamenii aleargă la oameni pentru pace și nu o găsesc. De multe ori oamenii aleargă la lucruri materiale pentru a simți pacea și liniștea sufletească și n-au de unde să o primească. Și totuși pacea o dă Hristos. Dumnezeu este unicul care poate să dea această pace. Voi citi Evanghelia din ziua de astăzi, de la Luca, capitolul 13, începând cu versetul 10, unde o persoană îndurerată era lipsită de pace și nu avea pacea pentru că avea o mare și mare durere de 18 ani. Și Sfântul Evanghelist Luca ne spune: Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, le-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satan a ținut-o legată de 18 ani, nu trebuie să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Și noi ne bucurăm de această mare și frumoasă minune, dar ne bucurăm în primul rând pentru că suntem în jurul cuvântului Dumnezeu, suntem unii cu alții și am chemat pe Domnul de la început să fie în mijlocul nostru. Și legăturile care o țineau pe această femeie într-o stare atât de mare de neputință, în gârbovenia ei de 18 ani, îi mulțumim că nu ne mai pot ține pe noi, chiar dacă odată ne-au ținut departe de Dumnezeu. Legăturile păcatului sunt cele mai iscusite capcane pe care diavolul le aruncă și ține legați pe mulți oameni și în ziua de astăzi. Îi ține prinși ca robi, îi ține și face neputincioși. Și oamenii suferă din această cauză, dar nu caută pacea, izbăvirea, nu caută doctorul potrivit. Merg de multe ori la oameni și merg la lucruri materiale.
Când spui cuiva astăzi, lasă-te de patima aceasta, că nu-ți face bine, lasă-te de cutare, că nu-i bine, lasă-te de cutare, nu mai fă așa, oamenii au un răspuns, nu pot. Așa de mult iubim acest răspuns, nu pot, și luăm un răspuns multe, ca răspuns mult dintre noi în brațe, nu pot să fac, nu știu să fac, nu am chef, n-am timp, noi tot timpul găsim motive. În Exod, cuvântul lui Dumnezeu spune lui Moise, deznădejdea și robia aspră în care se află poporul lui Israel în Egipt l-au împiedicat să asculte pe Moise când era cercetat de Moise și li s-a propus să iasă din robia Egiptului. N-au vrut să-l urmeze pe Moise. Era mai bine acolo, la oalele lui Faraon, cum de fapt amintesc lui Moise și în pustie mai târziu. De ce nu ne lăsa Moise să murim acolo, la oalele cu carnea lui Faraon? Că erau mai bune decât aici să murim de foame. Oamenii găsesc diferite motive în diferite împrejurări și le aruncă mereu așa. Tot așa robia lumii, robia plăcerilor, a patimilor și a banilor, a multor lucruri pământești, țin legați oameni ca robi și țin legați de anumite lucruri trecătoare. Și uită oamenii de suflet, uită de mântuire, uită de Dumnezeu, uită și nu au pace și se întreabă singur, dar de ce nu am pace? Ba mai mult, unii cred și învinuiesc chiar pe Dumnezeu, cred că Dumnezeu e vinovat, din cauza lui Dumnezeu n-au pace și n-au liniște. Unii zic cu multă deschidere și cu multă încredere chiar, m-a bătut Dumnezeu din cauza asta, duc cu tare, am cu tare, mi s-a întâmplat cu tare sau trebuie să suport astăzi. Oamenii vin cu multă ușurătate și acuză pe Dumnezeu și zic că Dumnezeu îi devine pentru că ei sunt nevinovați, ei n-au făcut rău în viața lor nimălui, ei n-au nimic cu nimeni, ei sunt curați. Doamne, cât de păcătoși suntem în realitate, cu toate dezvinovățirile noastre. Isaia spune în cuvântul scris căci nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Cine? Nelegiuirile noastre, păcatele noastre omenești, care le săvârșim cu atâta ușurătate până nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Rău este că le săvârșim uneori și după ce am cunoscut și am citit cuvântul și ne-am rugat și ne rugăm și credem că într-adevăr suntem bine și ne lăudăm că suntem cineva, ne lăudăm că suntem ostași, ne lăudăm că suntem în cutare poziție și facem atâtea lucruri frumoase. Și de multe ori nelegiuirile noastre, zicem că nu le vede nimeni, îs ascunse de oameni, dar nu le vede nici Dumnezeu. Dar asta e numai o părere a noastră. Tot Isaia spune, spălați-vă și curățiți-vă, încetați să vă mai faceți răul. Oamenii n-au înțeles acest cuvânt al lui Isaia. Nici atunci pe timpul lui și nu-l înțeleg nici astăzi, pentru că cu atâta ușurătate, cu atâta plăcere, cu atâta dragoste săvârșesc cu oamenii multe păcate, încât te ia groaza, te înfiori și te uiți, Doamne, oare de ce? Doamne, până când ne vei mai răbda
să purtăm numele de oameni ai Tăi, de copii ai Tăi, de dremăritori creștini și să trăim ca păgânii. Până când, Doamne? Și totuși îndurarea lui Dumnezeu e atât de mare. Domnul Iisus spune, eu nu doresc moartea păcătosului, ci vreau să se întoarcă și să fie viu. Voința îndreptării sau păcătuirii o avem fiecare dintre noi. De noi depinde cât păcătuim, de noi depindem cât vrem să ne îndreptăm, de noi depindem cât vrem să fim cu Domnul sau cât vrem să fim cu lumea. Dar trebuie să ne hotărâm, trebuie să fim clar pe o poziție sau pe alta. Au încercat unii să stea în două bărci, cu un picior pe o barcă și cu unul pe cealaltă, dar au căzut săracii între bărci, au căzut în apă și nu pot să stea așa. Dumnezeu spune, eu, Dumnezeul, Domnul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea. Dumnezeu pedepsește păcatul și nu îngăduie să meargă la infinit. Îl lasă pe om până într-un loc, îl lasă pe om până cade sau dă dezlegare vrăjmașului diavol ca să îl stăpânească, apoi Dumnezeu îl oprește. Sfântul Apostol Pavel scrie Romanilor, să nu mai dați în stăpânire păcatului, în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-le lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii pentru a sluji lui Dumnezeu într-un duh nou cu o inimă tăiată împrejur. Cum trebuie să-L slujim pe Dumnezeu? Cu toată inima, cu un duh nou și cu inima tăiată împrejur. Dacă la început se folosea tăiaia împrejur a primilor oameni, era o lege dată de Moise, Dumnezeu, Domnul Iisus vine și spune, nu tăierea împrejur e cea mai importantă, ci tăierea inimii împrejur, cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru a tăi acest cuvânt, pentru a merge cu Dumnezeu înainte. Mădularele slujitoare nelegiuirii mai devreme sau mai târziu ajung să plătească, ajung să sufere și de multe ori vedem că ne văităm au asta, au cealaltă, au aici, au dincolo. De ce? Pentru că de multe ori aceste mădulare le-am pus în slujba celui rău. Le-am lăsat să slujească lumii, păcatului și stricăciunea. Vedem în Evanghelia de astăzi pe această femeie gârbovă, suferindă, cocoșată de 18 ani. Ea stătea mereu cu ochii în pământ și nu vedea niciodată serul, nici frumusețile naturii. În biserică noi cântăm, ridica voi ochii mei spre ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Și parcă un răspuns puternic vine, ajutorul meu e la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Și o vedem pe această femeie stând la ușa templului. 18 ani cât o fi cerșit, ea n-a avut timp să intre în templu. Ea era cu mâna întinsă, cu spatele cocoșat și stătea la mila celor din jur. Cam la mila celor din jur și a păcatelor stau oamenii care nu vor să-L primească pe Hristos. Stau și parcă cerșesc păcatele, parcă trag de diavolul, hai ajută-mă să fac mai multe, hai ajută-mă să fiu mai vrednic de tine. Dar nu ridică ochii în sus și nu privesc spre Dumnezeu, parcă nu vor să aibă părtășie cu Hristos, parcă nu-L vor să aibă pe Hristos în inima lor, parcă nu vor ca Hristos să se nască în inima lor. Și stau departe de Domnul, stau departe de Mântuitorul, stau departe de doctorul doctorilor și inima mereu însetează, inima mereu e goală, inima mereu cere ceea ce îi trebuie.
trebuie, de ce are nevoie. Și omul îi dă bani și numai că nu îi zice ca bogatul, mâncă suflete, bea și veselește-te. Numai atât ar lipsi să mai zică. A ieșit din expresie directă acest îndemn al inimii, dar în rest fac totul pentru sufletul lor. Mâncă, bea și veselește-te. O viață ai. Aici ai viața, aici se sfârșește totul. Și oamenii stau departe de Dumnezeu și fără Hristos în viață. Această femeie, stând la ușă, o vedem că n-a înțeles nimic din ce spunea Moise, din ceea ce făcuse Hristos, din ceea ce făcea Domnul Iisus pentru toți cei care erau în suferință. Motivul pe ce mă bazez că spun că n-a înțeles nimic, ea stătea nepăsătoare și încă cerșea. Ea n-avea nimic cu Hristos, nici cu templu, nici cu Dumnezeu. Dar îl vedem pe Domnul, spune aceea cuvântul lui Dumnezeu, îl vedem pe Domnul Iisus că a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat cocoașa ei, spun eu, și cu siguranță s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Oamenii înțeleg atât de greu că au nevoie de Hristos. Oamenii îl văd atât de puțin pe Hristos ca Domn, Stăpân și Doctor al vieții lor. De aceea sunt atâtea suferințe, sunt atâtea necazuri, sunt atâtea dureri, sunt atâtea neputință și astăzi pe pământul acesta. Pentru că oamenii nu înțeleg că Doctorul Doctorilor este Hristos. Așa cum a venit Domnul Iisus la femeia gârbovă, pot să spun și eu și cred să pot să spui și tu că a venit și la tine Hristos. Sau poate am alergat unii dintre noi la Hristos când n-am mai putut, n-am mai știut ce să facem, încotro să o luăm. Dar cu siguranță a fost o întâlnire. A fost o zi intimă, a fost o stare de nebănuit pentru mulți care nu-L cunosc pe Hristos, starea aceea a întâlnirii cu Hristos. Când am dat voie Domnului Iisus să se nască în inima noastră și să crească, să se nască și să crească în inima noastră, pentru că odată cu Hristos crescut în inimă, să putem crește și noi. Și atunci să putem într-adevăr să ne punem viața în slujba Domnului, să putem arăta celor din jur ce mult bine ne-a făcut Hristos, că ne-a dezlegat de neputința, de viciu, de plăcerea, de patimile, de păcatele în care altădată le practicam cu multă bucurie și cu multă plăcere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin evanghelistul Matei: ce a făcut Hristos pentru mine și pentru tine? Și ne spune cuvântul atât de frumos, că ce a luat asupra Lui toate neputințele noastre și a purtat bolile noastre în trupul Său, le-a luat acolo la cruce și cu sângele sfânt care a curs pe cruce a spălat vina păcatului meu și vina păcatului tău și ne-a făcut mai alt decât zăpada, ne-a făcut o inimă de carne dintr-o inimă de piatră. De aceea merită să-L slăvim pe Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor noastre. Merită să-I aducem toată slava și cinstea, pentru că spune cuvântul în 1 Petru 4:11, în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, în tot ceea ce facem noi, să ne ajute Dumnezeu să-L putem slăvi pe El, ca pe un Domn, Stăpân și Mântuitor al sufletelor noastre, să putem într-adevăr să slăvim pe Domnul în cer și pe pământ, căci e Domnul slavei, Domnul mântuirii, Dumnezeul dragostei și Dumnezeul acela geros care te vrea pe tine și pe mine mântuiți. Amin, slăvit să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.